Miercuri, pe 25 octombrie, este sărbătorită Ziua Armatei Române. Cu această ocazie, Biblioteca Municipală Ioan Barbu din Câmpul Lung pune la dispoziție publicului doritor o serie de cărți și documente care fac referire la această importantă zi când Armata Română reușește să elibereze Transilvania de sub ocupația trupelor hortiste la 25 octombrie 1944. O altă expoziție de publicații este dedicată datei de 25 octombrie, care este, simbolizează Ziua Armatei Române. Ca un scurt istorie, primele începuturi de armată română au fost în Evul Mediu. Aceasta se împărțea în oastea cea mare și oastea cea mică încă din secolul al XVI-lea. Războaiele principale erau purtate de oastea cea mică, iar oastea cea mare era convocată doar în cazuri excepționale. Armata, bineînțeles, era condusă de un domnitor mare voinic sau de unul dintre dregători, însă bazele armatei erau cetele boierilor. Ulterior, după secolul al XVI-lea, vor apare cetele plătite, cetele de mercenari, în special în Țara Românească și Moldova, așa numiți FG. Însă bazele unui adevărat stat major militar, general, a fost pus de către Alexandru Ioan Cuza în baza Ordinului de zi 83 din anul 1859, iar flotele unificate ale Moldovei și Țării Românești au fost înființate în anul 1859, tot sub Alexandru Ioan Cuza. De asemenea, aviația militară română este înființată în anul 1910. Să nu uităm că primul avion militar a fost creat de Aurel Vlaicu și a zburat pe 17 iunie 1910. În iunie 1947 se înființează și Clubul Sportiv al Armatei Steaua, care avea ca scop pregătirea intensivă și sportivă a personalului militar în sistem în regim de armată. Este înființată Universitatea Națională de Apărare, Muzeul Național Militar și ziua de 25 octombrie este aleasă ca zi de Armatei Naționale României, fiind data în care Transilvania este eliberată de ocupația trupelor invadatoare din timpul celui de-al doilea război mondial. Bineînțeles, Armata Română are acțiuni pe câmpurile din luptă din Orientul Mijlociu și îndepărtat și din recentele conflicte. Cu această ocazie, militarii din garnizoana municipiului Câmpul Lung vor desfășura mai multe activități specifice dedicate acestei zile. La mausoleul eroilor de la Mateiaș va fi o paradă militară, vor fi depuse coroane de flori în cinstea eroilor căzuți pe câmpurile de luptă și va fi prezentat armamentul de luptă în cadrul unor ateliere.